Deci, o trecută an de atunci, pe 4.000 la rând de când vorbita Domnul din cerul pe pământ, lui Avram îi zise, ascultă, robul meu, aici sunt răspunse. Vorbește, Domnule, în cer, în urmă mare, pe fiul care l-ai, la locul zis Moria, de jertfă să-mi îl dai. Avram, ca întotdeauna fiind ascultător, deloc nu zăbuvi, luase pe fecior și merse să împlinească porunca ce-a primit, având credință tare în cel ce i-a vorbit, căci i-a promis Emanuel la stăruința lui, căci chiar din morți el poate să dea înapoi pe fiul. Și când se apropiară de locul destinat, Avram pune lemnele toate în spate la băiat, iar focul și cuțitul luase mâna lui și amândoi plecară în grija Domnului. Cu un glas străpungător l-a întrebat Isaac, tată, văd că lemnul pe spate l-am luat, iar focul și cuțitul le duce în mâna ta, dar n-avem el de jertfă și cine ni-l va da? De mil copilul meu se îngrijește singur cerescul Dumnezeu. Ajunse apoi la locul de jertfă potrivit, Avram caută pietre și începe a clădi. Făcu altar îndată punând totul pe el, iar pe copil deasupra îl așează ca un miel. Și când luă cuțitul viața să-i o ia, un înger îl apucă și apoi îi cuvânta. Nu omorâ băiatul, căci Dumnezeu a vrut să-ți vadă ascultarea și la încercări te-a pus. Privește în urma ta și vei vedea un miel și pe altar ca jertfă adu-l acum pe el. Atunci Avram a zis că acel loc s-a numit muntele unde Domnul de toate s-a îngrijit. Trecuta veacuri multe și ani mulți la rând și adevărată jertfă apare pe pământ. Tot pe aceleași locuri, un miel venind de sus, să fie pus de jertfă acesta e Iisus. Să-l vezi în Ghețimani cum strigă către cer, își vede totul în față și știi că jertfă-i pierd. Își vede amar paharul cuțit în junghetor, își vede lemnul crucii și locul arzător. Cu lacrimi către Tatăl își cere ajutor, zicând, îndepărtează paharul îngrozitor. Dar totuși, drag părinte, nu cum vreau eu să fie, ci a ta voie să se facă acum și pe vecie. Un sol trimis din ceruri atunci l-a întărit și răbdător pornește spre locul pregătit. Trecut prin judecăți, prin chinuri și bătăi, stătea tăcut și umil în față la călăi, cu crucea apoi în spate, încoronat cu spini, urca cu greu pe dealul spre locul căpățânii, pe drum, pe străzi ca și pe drumuri pe unde el trecea. Rămasa urme roșii de sângele curgea, cu câtă suferință, cu cât greu a urcat, a fost grozav botezul ce, de foc ce l-a purtat. Ajungând la altar, prea blândul mielușel îl ridică sus între pământ și cer. Și astfel răstignit jertfit a fost Iisus și în Golgota pe cruce viața și-a răpus. Isaac a fost cruțat cu miel înlocuit, dar Domnul Iisus chiar el a fost jertfit. Și atunci crucificarea și întreaga lui jertfire adusau izbăvire întregii omenii. Ca rod a jertfei sale suntem și noi cu toții. Scăpatu-ne-a Iisus de lanțurile morții. Aduce mulțumire Părintelui de sus și sfântă închinăciune prea bunului Iisus. Căci El ne-a mântuit prin jertfa din Calvar și viață ne-a adus prin dragoste și har. Amin. Amin.